Primăria Municipiului Deva și Centrul Cultural Drăgan Muntean din localitate propun o nouă seară de excepție pentru melomani. Iubitorii de muzică de calitate sunt invitați duminică 9 octombrie la ora 19 în sala mare a Centrului Cultural Drăgan Muntean din Deva la concertul Clasic la puterea a treia, ediția a treia susținut de Marin Cazacu în violoncelissimo. Turneul național Clasic la puterea a treia ajunge din nou la Deva. Marin Cazacu, alături de tinerii elevi pe care îi pregătește, cei mai buni violonceliști din România, vor concerta la Deva sâmbătă, 9 octombrie, de la ora 19, în sala mare a Centrului Cultural Drăgan Muntean. Acest turneu face parte dintr-o serie de mai multe spectacole care vor avea loc în România, dar în această săptămână Violoncelissimo a susținut două concerte în afara granițelor, unul la Paris și unul la Bruxelles, și de acolo se vor întoarce și vor veni direct în România, la Deva, în turneul național Clasic la puterea a treia. Așadar, vă așteptăm pe toți cu mare drag și cu mare bucurie, dar trebuie să aveți în vedere că se vor respecta toate măsurile împotriva virusului COVID-19. Evenimentul propune publicului o incursiune sonoră în lumea violoncelului prin intermediul unui repertoriu divers și spectaculos, de la clasic la contemporan. Intrarea la eveniment se face pe bază de invitație. Invitațiile pot fi ridicate de la Centrul Cultural Drăgan Muntean din Deva de luni până vineri, între orele 9 și 16. Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0354 408 907.